Care urmăriți acest briefing. Suntem, de fapt, încă la început de an, în nou deceniu al mileniului ăsta și, desigur, mi-am dorit să fac o analiză a situației privind relația cu regiunea transnistreană. Am vorbit și cu alte ocazii despre situația din această regiune, care rămâne una constant, una de risc pentru securitatea statului și a cetățenilor. Iar perspectivele de soluționare a conflictului, a situației din regiunea separatistă și cele privind retragerea trupelor ruse sunt incerte. Și aceasta în ciuda faptului că subiectul este mai prezent ca oricând pe agendele politice ale statelor membre, NATO, UE și alte, și ale fostelor state sovietice. Poziția platformei DA a fost formulată în repetate rânduri retragerea trupelor armatele Federației Rusie, evacuarea depozitelor și înlocuirea actualei operațiuni de menținere a păcii dominate de Federația Rusă cu o misiune de observatori civili. Tradițional, Moscova și Tiraspolul au declarat că încă nu a venit timpul schimbărilor solicitate de Chișinău. La 7 ianuarie curent, poziția Moscovei a fost expusă de Vitalie Trapițin, ambasador cu misiuni speciale al Ministerului de Externe al Federației Ruse, reprezentantul plenipotențiar al Moscovei în formatul de negocieri 5+2 în problema reglementării situației din regiunea transnistreană. Potrivit lui, prioritatea Moscovei este asigurarea unui dialog stabil între, atenție, părți, cum sunt numite Moldova și Transnistria. Poziția Moscovei este că transformarea operațiunii de menținere a păcii ar putea fi adusă pe agenda negocierilor doar după o reglementare politică definitivă a situației, ori aceasta pare extrem de îndepărtată. Menționăm că unul dintre factorii destabilizatori care îndepărtează reglementarea politică a situației este tocmai mecanismul ineficient de soluționarea problemelor în cadrul formatului actual, precum și evitarea sistematică de către Tiraspol a unui dialog real care să ia în serios pozițiile expuse de Chișinău. Poziția lui Vladimir Putin în această privință arată în fond atitudinea față de dialog a Federației Rusie. Retragerea, în ghilimele, retragerea pacificatorului poate avea loc doar după reglementarea definitivă a conflictului Moldo-Transnistrean, spune domnul Putin. Respectiv, atât regimul separatist, cât și susținătorii lui de la Moscova nu vor admite nicio schimbare în mecanismele actuale de negociere și, în același timp, le vor sabota așa cum au făcut-o decenii în șir. Singurii factori care ar putea schimba ceva ar fi susținerea din partea Occidentului, la care ne-am fi putut aștepta după ce Suedia a preluat președinția în cadrul OSCE și o poziție fermă a autorităților de la Chișinău. Se pare, din păcate, că nu vom avea nici una, nici alta. Domnul Mihai Grebinci, diplomat cu experiență și cunoscător din interior al structurilor OSCE, a formulat zile trecute o serie de remarci amare legate de vizita recentă a doamnei Ann Linde, ministra afacerilor externe a Suediei și președintele în exercițiu al OSCE. Din câte se pare, OSCE a rămas blocat într-o atitudine de echidistanță prost înțeleasă, în care privește Republica Moldova și Transnistria drept părți egale și încearcă să nu jignească, în ghilimele, sensibilitățile transnistrenilor și ale fraților lor mai mari din Federația Rusă. Din păcate, acest lucru înseamnă jigniri continue la adresa autorităților constituționale din Republica Moldova. Doamna Ann Linde și-a demonstrat atitudinea atunci când a ținut o conferință de presă alături de reprezentantul structurilor ilegale transnistrene și niciuna alături de reprezentanții structurilor constituționale ale Republicii Moldova. În practică, OSCE nu s-a mai atestat așa ceva. Respectiv, nu a menționat nici retragerea trupelor ruse cu statut ilegal, nici
tensiunile profunde dintre Chișinău și Tiraspol, făcând referire doar la niște speranțe vagi. Pentru cei interesați, aș recomanda totuși să consultați opinia domnului Mihai Gribincea. Un alt factor îngrijorător pentru care ar trebui să fim pregătiți este faptul că șeful Departamentului pentru Relații Interregionale și Culturale cu Țările Străine, Vladimir Cernov, și-a părăsit postul în legătură cu depășirea limitei de vârstă pentru funcționarii publici din Federația Rusă. Iar domeniile de responsabilitate ce îi reveneau anterior vor fi redistribuite între această unitate și Departamentul pentru Cooperare Transfrontalieră. Este posibil ca în responsabilitățile Departamentului pentru Relații Interregionale și Culturale cu Țările Străine, care se ocupă actualmente de Abhazia, Osetia de Sud și Ucraina, să treacă atât Republica Moldova, cât și pretinsa Republică Moldovenească Nistreană nerecunoscută. Funcția de conducere ar fi revenit adjunctului Vladimir Cernov, colonelul Igor Maslov. Ori, Biroul pentru Relații Interregionale și Culturale cu Țările Străine al Administrației Prezidențiale a Federației Rusiei este responsabil de aproape întreg spațiul post-sovietic. Angajații săi pregătesc analize privind situația din țările foste URSS și stabilesc, de asemenea, contacte cu politicienii și reprezentanții societății civile care susțin în mod deschis cooperarea cu Rusia. De exemplu, unitatea a lucrat foarte activ și posibil că lucrează și în prezent cu fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, lucru care a fost descris pe larg în investigațiile RISE Moldova. În contextul noii configurații și perspectivelor politice de la Chișinău, activitatea acestei structuri ar putea lua o turnură neașteptată. Ori de la începutul acestei luni, atât declarațiile cât și acțiunile regimului separatist de la Tiraspol arată clar în ce constă dialogul său sau reglementarea conflictului în viziunea lor. La 2 martie anul curent, pretinsul minister de externe al Transnistriei a făcut o declarație unde a numit acțiunile autorităților moldovenești neautorizate și incompatibile cu realitatea, referindu-se în special la numerele de înmatriculare neutre. Această structură declara într-un comunicat că la frontiera Ucrainei și Transnistriei, la punctul de control cu Ciurgani, Poliția de Frontieră a Republicii Moldova răspândește zvonuri că din 15 martie anul curent vor restricționa deplasarea automobilor transnistrene, cu excepția celor cu numere de înmatriculare neutre. În documentul emis de așa numitul Minister de Externe se accentua că acesta continuă activitatea diplomatică pentru protejarea drepturilor și intereselor cetățenilor din Transnistria. Fără îndoială, prin activitate diplomatică, aceștia se referă la relațiile cu Federația Rusă. Mai mult, aceștia se grăbesc să acuze Republica Moldova de discriminare, o declarație rizibilă atunci când luăm în calcul atitudinea regimului de la Tiraspol împotriva propriilor cetățeni. Citez, în starea actuală, mecanismul de funcționare a punctelor de înregistrare a unităților de transport conține elemente de discriminare create artificial în baza dreptului civil. În activitatea punctelor de înregistrare a unităților de transport au fost atestate mai multe dificultăți, iar autoritățile de la Tiraspol insistă asupra eliminării a unui șir de 15 probleme pe care le-au identificat pentru a crea un mecanism favorabil intereselor tuturor locuitorilor Transnistriei. Conform reprezentanților acestor structuri, în 2 ani, doar 4% din numărul total de șoferi au beneficiat de posibilitatea pentru a înregistra plăcuțele cu numere de matriculare neutre. Ori, în conformitate cu acordul privind participarea transportului transnistrean la traficul internațional, de la 1 septembrie 2018, puncte de înregistrare a unităților de transport au fost deschise la Tiraspol și Râbnița. Automobile înregistrate în Transnistria astfel au putut călători în străinătate dacă aveau plăcuțe de matriculare neutre și un autocolant de sticlă cu literele MD. Acordul se aplică exclusiv transportului privat, nu și vehiculelor comerciale. Însă Tiraspolul consideră acest lucru insuficient,
cerând Chișinăului recunoașterea permisului de conducere transnistrian și permisiunea de a utiliza numere neutre pentru transportul de călători și mărfuri, ceea ce nu a fost prevăzut de acordul în vigoare și poate contribui la accentuarea contrabandei. Ori pentru structurile separatiste a devenit o strategie tipică să acuze Republica Moldova, în timp ce ele însele blochează inițiativele părții moldovenești. În mecanismele actuale de reglementare, inclusiv pentru adoptarea ordinii de zi a problemelor discutate, este necesar de consensul tuturor părților. Oficialii de la terasul blochează sistematic până și discutarea, nu doar soluționarea anumitor probleme în cadrul Comisiei Unificate de Control. Din cauza vetoului reprezentanților Teraspolului, începând cu luna octombrie 2020, nu a putut avea loc nicio ședință ordinară a Comisiei. Menționez că acest lucru s-a întâmplat imediat după răpirea mai multor cetățeni ai Republicii Moldova, patru dintre care se află și în prezent în detenție ilegală, unde sunt supuși amenințărilor și tratamentelor degradante. Șirul de acțiuni ilegale continuă. La 3 februarie curent a fost instalat un post așa zis grăniceresc în stația de cale ferată Bender 2, iar la 4 februarie un asemenea post a fost instalat la intersecția străzilor ce separă orașul Bender de satul Varnița. Aceste acțiuni reprezintă o nouă blocare a liberei circulației a cetățenilor și o nouă sfidare la adresa tuturor documentelor ce reglementează operațiunea de pacificare. În acest sens, nu putem considera că oficialii de la Tiraspol acționează cu bună credință, ci mai degrabă profită de dreptul de veto pentru a bloca orice contestare la adresa acțiunilor lor și orice posibilități de soluționare a situației. Mecanismul actual al operațiunii de pacificare este unul extrem de comod pentru Tiraspol și nu este greu să ne dăm seama de ce reprezentanții regimului separatist doresc să-l mențină pe termen nedefinit, anume în forma lui prezentă. La 19 februarie a avut loc o nouă serie de evenimente îngrijorătoare care arată adevărata atitudine a Tiraspolului și a Moscovei. Ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Vasentsov, însoțit de Vladimir Trapițin, oficial al Ministerului Rus de Externe, responsabil de procesul de negocieri, s-au întâlnit în mod oficial la Tiraspol cu Vadim Krasnoselski. Au discutat, cum se scrie în comunicatele oficiale, despre cursul negocierilor, despre o serie de nemulțumiri ale părții transnistrene în raport cu atitudinea Chișinăului, despre următoarele runde de negocieri din Suedia. Declarațiile sunt înțesate de un limbaj diplomatic sfărăitor. Totul se face ca și cum pentru bunăstarea cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului. Dar ce se întâmplă de fapt? Un oficial al statului rus, acreditat în Republica Moldova, se întâlnește cu liderul unei regiuni separatiste, neaflate sub controlul organelor constituționale și îl asigură de susținerea sa. Ministerul de Externe de la Chișinău a venit cu o reacție de protest, solicitând ca diplomații acreditați la Chișinău să nu participe la activitățile organizate de regimul de la Tiraspol. Ca răspuns, Ministerul de Externe de la Moscova s-a arătat deranjat și a acuzat Chișinăul că ar politiza prea mult activitățile ambasadei ruse de la Chișinău. Ipocrizie peste ipocrizie. Asemenea lucruri nu trebuie trecute sub tăcere, așa cum au fost trecute ani în șir. Probabil, unul dintre factorii care au contribuit la încrederea excesivă în sine a Tiraspolului a fost și servilismul majorității foștilor vicepremieri pentru reintegrare din executivele Republicii Moldova, care au susținut, de fapt, Tiraspol în detrimentul Chișinăului în cadrul dialogului și procesului de negocieri. Pe parcursul anilor, Chișinăul a respectat continuu deciziile semnate, în timp ce regimul secesionist nu a ținut cont de obligațiunile pe care și le-a asumat, ci doar a profitat de diverse privilegii. Unul dintre aspectele ce ar merita menționat în acest context este felul în care liderilor separatiști li s-a permis acces liber prin zona VIP a aeroportului Chișinău. Pionierul acestei activități, în ghilimele, a fost Eugen Karpov, care în aprilie 2014, la Viena, în cadrul formatului de negocieri 5+2, a acceptat Tiraspolul ca parte egală la negocierile pentru reglementarea referendului transnistrean.
Evenimentul a avut loc exact în ziua în care reprezentantul special al președintelui rus la Tiraspol, Dmitri Rogozin, a amenințat Chișinăul că în cazul în care nu va accepta ca Tiraspol să devină parte egală la negocieri, guvernul moldovean va trebui să plătească datoria de 3 miliarde de dolari la acel moment. A Transnistriei față de Gazprom, vicepremierul pentru reintegrare al Republicii Moldova, Eugen Carpov, a interpretat înțelegerea de la Viena ca pe un succes, afirmând că principiul egalității nu se referă doar la partea transnistreană, ci la toți participanții la negocieri. Ori acest statut de parte egală a stat la baza mai multor pretenții ale regimului de la Tiraspol, inclusiv a felului în care a acceptat Igor Dodon să-l trateze pe Vadim Krasnoselski în întâlnirea recentă de tristă amintire. A continuat tradiția dată și Victor Osipov, care s-a manifestat prin faptul că în aprilie 2015, la propunerea lui, guvernul de la Chișinău a legalizat activitatea magazinelor tip duty free ale lui Lanșor în regiunea transnistreană. Prevederea se conținea în politica bugetar fiscală și vamală pentru anul 2015, proiect pentru care premierul Gaburici și-a asumat responsabilitatea în fața Parlamentului. E de menționat că prevederea nu se conținea în varianta inițială a proiectului prezentat de Ministerul Finanțelor în cadrul ședinței Guvernului din 3 aprilie. Prevederea a fost inclusă ca urmare a propunerii parvenite din partea vicepremierului pentru reintegrare în ultimul moment. Și succesorul acestui, Gheorghe Balan, a continuat practica de facilitare a accesului separatiștilor la aeroport. În timpul mandatului său, la 3 noiembrie 2017, Chișinău și Tiraspol au convenit să redeschidă podul de peste Nistru de la gura Bâcului Bâcioc. Până la sfârșitul lunii noiembrie 2017, acest pod a devenit funcțional, potrivit înțelegerei semnate de reprezentanții politici de la Chișinău și Tiraspol în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană. Gheorghe Balan și Vitali Ignatiev, ăștia doi au semnat. Însă la semnarea deciziei protocolare, care includea la punctul 5 textul «Сторону гарантирую, что мост никогда не будет использован в военных целях и подтверждает ранее взятые обязательства в данной области», Тирасполь не акцептал синтагма «И вблизи моста не будут выставлены посты силовых структур сторон». В зиву дескидерей подулы, partea transnistreană și-a fortificat un post numit de Grăniceri, Vamă și Migrație în preajma podului în satul Bâcioc, fortificând astfel în mod oficial pretinsul hotar transnistrean la toate podurile de pe râul Nistru. În același proces de facilitare a circulației liderilor separatiști prin aeroport a contribuit și Cristina Lesnic. Tradițional, prin intermediul corespondenței oficiale dintre reprezentanții politici responsabili de negocierile dintre Chișinău și Tiraspol, reprezentantul Tiraspolului comunica ora, data, ruta, persoanele ce vor zbura din aeroportul Chișinău, solicitând asistență pentru deplasarea pe teritoriul controlat de instituțiile statului și trecerea nestingherită de către aceștia a hotarului Republicii Moldova. Oficialii moldoveni, la rândul lor, informau instituțiile abilitate ale Republicii Moldova, SIS, MAI, Direcția Poliției de Frontieră, și solicitau asistență pentru exponenții regimului de la Tiraspol, biroul pentru reintegrare sau cabinetul acestor, urmând să fie informat cu privire la executarea celor solicitate. Singurul oficial moldovean care nu s-a conformat solicitării se pare că a fost Vasile Șova. După instalarea la președinția lui Igor Dodon, acest mecanism a fost preluat de către conducerea Ministerului de Interne și Serviciul Protecție și Pază de Stat, care mențineau legătura cu responsabile din paza lui Krasnoselski și cu administrația sa, facilitând în mod direct trecerea prin aeroportul internațional Chișinău a liderilor transnistreni și nu doar. Nu se exclude că acest canal ar fi activ și în prezent. Iar actualul vicepremier pentru reintegrare este, se pare, o simpatizantă a Kremlinului. La 18 februarie curent, în chiar ajunul vizitei oficialilor ruși la Tiraspol, s-a grăbit să se întâlnească cu aceștia și să discute despre
lucruri învelite în limbajul diplomatic specific, care nu se referă la niciun conținut concret, ci doar la ultimele evoluții înregistrate în negocierile privind reglementarea transnistreană, dinamica interacțiunii în platformele de dialog existente, etc., având loc schimburi de opinii și idei cu privire la posibile modalități de impulsionare a procesului de identificare și de punere în aplicare a unor soluții viabile la problemele curente și de pe agenda negocierilor. Da. Traducând din acest limbaj formal și lipsit de conținut, s-a discutat despre cum să se mențină status quo-ul. Ținând cont de aceste fapte, primul lucru pe care îl poate face Chișinăul este să nu mai accepte compromisuri. În mare parte, faptul că a acceptat asemenea cedări tactice, motivate de fapt de interesele corupților, l-a și discreditat în fața Tiraspolului, pentru care merite, de exemplu, liderii separatiști sunt menajați de structurile constituționale, inclusiv li se organizează deplasările la Moscova prin zona VIP a aeroportului Chișinău. În al doilea rând, oficialii de la Chișinău ar trebui să formuleze proteste clare în raport cu orice încălcare a acordurilor existente și să solicite documentarea încălcărilor atestate. Lista acestor încălcări ar urma să fie prezentată observatorilor internaționali, iar faptul că încălcările în cauză nu sunt soluționate de separatiști va servi ca motiv credibil pentru solicitarea de a schimba mecanismul operațiunii de menținere a păcii, trecându-o sub mandat civil internațional. În al treilea rând, Chișinăul ar trebui să taxeze dur orice pretenție a Tiraspolului de a i se acorda privilegii ilegale. Unele acțiuni în acest sens au fost deja adoptate. A fost retrasă licența unei firme care se ocupa de exportul produselor de tutungerie în regiunea transnistreană, mai bine zis, a contrabandei cu țigări. Dacă și alte filiere economice ilegale ale Tiraspolului ar fi blocate, cel mai probabil liderii separatiști ar înceta jocurile ipocrite cu care ne-au deprins, iar caracterul absurd al solicitărilor ar deveni evident. În al patrulea rând, ar trebui ca structurile de forță de la Chișinău să li se ofere posibilitatea să-și apere cetățenii amenințați de regimul separatist. În primul rând, polițiștii ce activează în regiunea controlată de autoritățile separatiste și familiile lor, care se află într-o situație extrem de vulnerabilă. Și, în ultimul rând, ar trebui implicate și alte organisme internaționale care să echilibreze tendința OSCE de a reprezenta interesele Rusiei și de a promova o politică ce nu cumva să supere autoritățile ilegale de la Tiraspol. Poate un nou deceniu și schimbarea politică la care asistăm astăzi vor oferi și noi posibilități pentru soluționarea conflictului transnistrean. Este evident că acest lucru ne-l dorim cu toții și Platforma Demnitate și Adevăr a afirmat acest lucru în repetate rânduri. Poziția noastră rămâne una fermă în rezolvarea diferendului transnistrian pe cale pașnică, pe cale diplomatică, prin implicarea instrumentelor internaționale. Vă mulțumesc și vă urez o zi cât mai reușită fiecare. La revedere!